Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De a început, bine, să fie construită pe bucățele, ca autostrada Unirii A8 e deja furată, tot pe bucățele. A8, serios? Da, A8 ar urma să facă legătura între Moldova și Ardeal. De-aia îi spune autostrada Unirii, pe traseu Ungheni, Iași, Târgu Neamț, Itrău, Târgu Mureș, mă rog, mai sunt câteva orașe. E așteptată de zeci de ani. De fapt, ce vorbesc eu? E așteptată de generații întregi. Ca și cealaltă autostradă prin Carpați, ca și autostradă... Toate celelalte. Da, de fapt, da. Bun, în sfârșit au fost făcute studiile, Timiț se pregătește și construcția efectivă, deocamdată pe două segmente, de-a stânga și de-a dreapta Carpaților, își iau având. Mai e mult până vom circula pe A8, dar vorba chinezului. Fiecare drum de 1000 de lei începe cu un foraj. Și că veni vorba de asta, există ceva ce se numește foraj de inclinometrie, în care se montează la anumite adâncimi țev cu senzor special care monitorizează și avertizează dacă în zona respectivă au loc alunecări de teren. Deci sunt echipamente cruciale care costă mult, însă cele furate zilele trecute, că da, s-au furat, de pe șantierul autostrăzii A8, nu au fost furate ca să fie vândute pentru partea electronică și de senzor, ci pentru greutatea lor efectivă, pentru materialul din care sunt făcute. Nu cred, le-au dat la fier vechi. Da, le-au dat la aluminiu vechi. Aluminiu vechi. Din aluminiu. Nici nu știam că aluminiul ăsta poate fi retopit sau nu știu ce fac cu el, dar uite că merge. Mai multe țevi de aluminiu necesare pentru forajele de inclinometrie de pe A8 au fost șparlite zilele trecute și vândute la un remat. Rematul ăsta primește orice, pe cuvântul meu. Cred că dacă vine aici cineva... Să nu mai ia rematul pe capace de canal și de-astea. Deci foraje de inclinometrie. Dacă vine mâine cineva cu o căruță și în căruță cu un F-16, îl ia. Îl cântărește și îl plătește omul, da, de la remat. Deci orice, n-au nicio problemă. Dacă îmi face rachete spațiale, racheta Ariane, SpaceX, a lui Elon Musk. De asta e bine ca NASA e atât de departe de noi. Da, bun. Culmea, angajații șantierului au reușit să identifice ei locul în care au fost duse țevile și au anunțat poliția. Însă agenții din Târgu Frumos n-au mișcat un deget pentru recuperarea răzii, să-i spun așa. Revoltătoarea situație a fost anunțată de un activist civic pentru infrastructură și dezvoltare, Irinel Bucur, care a scris așa pe Facebook, indignat de indiferența polițiștilor. Citez: fraților, e imposibil ce se întâmplă în țara asta. Poliția română nu se mișcă. Inginerul, adică omul de pe șantier, identifică o parte din țev la un centru de colectare fier vechi din Târgu Frumos. Altfel singurul. Da, da. Foarte greu. Da. În timp ce poliția nu face nimic în stilul cunoscut. Apoi află inginerul, care pare să fie nou Corrado Catani din Neamț, că o altă mașină a plecat cu alte țevi furate spre Pașcani, iar poliția nu știe nimic. La fel. Fraților, autostrada e un proiect național, chiar unul de siguranță națională. Și după aceea, cu adresare directă către polițiști: e cazul să vă mișcați fundurile rapid și să vă faceți treaba pentru care sunteți plătiți. Că nu se poate ca un singur om, adică inginerul, să afle mai multe și mai repede decât voi, care sunteți o echipă și aveți alte pârghii. Până când vor veni alte țevi, uite că se stă și nu se forează, că n-au ce băga în acele găuri. Hai, e vremea să ne arătați de ce sunteți capabili, cei din cadrul poliției. Și biciuiți în felul acesta, scandal, comentarii, asta i-au văzut probabil șefii de la București sau de la județ, s-au dat telefoane, s-au trezit agenții, s-a declanșat anchetă fulger, descindere, domnule, ne bucurăm să vă anunțăm că au fost recuperate țevile. Eu cred că s-au dus direct la rematul singurul, nu știu ce. Da, deși au fost identificați și făptașii, de fapt făptașele, spun polițiștii, două doamne, în vârstă de 44 și 45 de anișori. Cu experiență. Pentru că doamnele, în timp ce veneau de la piață cu sacoșele să facă și dânsele o ciorbiță, presupun, au văzut, veneau cu căruța, cred, au văzut țevile și au zis: ia uite ce țevi frumoase, hai să le luăm noi, că am înțeles că se cumpără la remat. Țevi de inclinometrie cu senzori pentru autostrada 8. Totul e bine că se termină cu bine, dar vă rog să observați că suntem cumva în aceeași veche situație cu autostrada 8. Domnule, nimic nu se mișcă fără presiune publică. Deci a fost nevoie de meeting-uri, de petiții, de campanii de presă, pentru ca guvernanții să se urnească în sfârșit cu acest proiect. Și e nevoie acum de presiune publică și scandal pentru ca poliția să se urnească. Iată când o infracțiune, un furt calificat, oprește șantierul. Atât cât e el, vai de capul lui de șantier, că se mișcă greu, dar nu se poate face totuși ceva în privința autostrăzii, pentru că...